Premiile de fidelitate pentru cuplurile de aur din Municipiul Suceava vor fi dublate. Inițiativa aparține primarului Ion Lungu, dar va fi nevoie și de votul consilierilor locali. Cuplurile de aur din municipiul Suceava vor primi din partea primăriei la împlinirea 50 de ani de căsătorie un premiu de fidelitate de 1000 lei, dublu față de cel acordat până acum. Inițiativa aparține primarului Ion Lungu și va fi aprobată în ședința de Consiliul Local din 23 noiembrie. Prin hotărârea Consiliului Local s-a stabilit acordarea premiului în valoare de 400 lei cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei. Ulterior aceasta a fost modificată prin altă hotărâre care majorează suma acordată la 500 lei. Având în vedere creșterea inflației și condițiilor socioeconomice actuale, se impune necesitatea majorării sumei acordate anterior. Luând în considerare continuitatea și fidelitatea manifestată de aceste cupluri, propun o modalitate de recunoaștere a rolului familiei în dezvoltarea societății, cât și recunoașterea contribuției pe care aceste persoane au adus-o în dezvoltarea comunității. În cadrul oficierii solemne, cuplul sărbătorit va primi un premiu de fidelitate în valoare de 1000 lei, o diplomă de fidelitate, nunta de aur, Precum și un buchet de flori ca un minim gest de recunoștință pentru cei care au fost devotați familiei și comunității a arătat primarul Sucevei Ion Lungu.